autorităților. Mihai Fifor, declarații. Sunt chestiuni operative pe care le-am avut în analiză. Încă de la prima ora dimineții m-am întâlnit cu colegii din structurile de comandă ale Ministerului de Interne, pentru că, așa cum am spus și ieri, îmi doresc să intrăm într-un amplu proces de analiză pe structurile Ministerului de Interne, și nu mă refer doar la cele centrale, și pe o analiză în fiecare județ, în fiecare inspectorat al poliției, pentru că un lucru este cert, situații cum este aceasta de la Caracal nu trebuie să se mai repete. Și prin urmare, împreună cu colegii, vom avea un plan de măsuri extrem de abrupt, care să poată să ducă, în primul rând, la prevenirea unor astfel de tragedii, și pe de altă parte să putem să începem o reașezare, dacă vreți, în profunzime a acestui minister, a Ministerului de Interne, un minister în care oamenii trebuie să-și recapete încrederea. Le-am spus și colegilor, o să le spun și în următoarele două ședințe, pentru că vom avea o videoconferință cu șefii de inspectorate județene de poliție și vom avea o videoconferință cu prefecții. O să le spun colegilor că încrederea noastră în capacitatea polițiștilor, a jandarmilor, a lucrătorilor din cadrul Ministerului de Interne este o încredere ridicată, dar iată că pe fondul neconcordanțe, pe fondul lipsei de implicare a unor colegi, pe fondul neglijenței unora dintre colegii noștri, s-a ajuns la situații dramatice cum este cea de la Caracal. Vă spun cu toată deschiderea, le-am spus-o și colegilor mei, că toleranța mea este zero în ceea ce privește modul în care înțeleg să-și facă datoria colegii noștri, că nimeni nu va fi iertat în momentul în care nu își îndeplinește îndatoririle de serviciu așa cum trebuie și cum ar fi trebuit să o facă, iar cei care sunt vinovați în cazul de la Caracal, fără niciun fel de rezervă, vor plăti, indiferent cine sunt aceste persoane. În altă ordine de idei, am declarat-o cât se poate declar, nu vom avea niciun fel de ezitare în a pune legea în aplicare, indiferent de județ, indiferent de inspectorat, indiferent de colegul care greșește. Ce înseamnă un plan de intervenție extrem de abrupt? Vă spuneam că facem o analiză cât se poate de pertinentă pe fiecare compartiment în parte al Ministerului, pe fiecare inspectorat în parte. Am solicitat ca până la sfârșitul acestei săptămâni să am deja imaginea pe managementul fiecărui inspectorat de poliție în parte. Am solicitat o prioritizare în funcție de problematicile care apar în fiecare județ, astfel încât să putem să intervenim în modul cel mai serios acolo unde lucrul acesta se va impune. Nu vreau să sperii pe nimeni, nu vreau să induc ideea că se fac, tăieri de capete sau cum am mai auzit, dar repet, cu toată fermitatea, cei din Ministerul de Interne trebuie să-și facă datoria așa cum prevede legea, fără niciun fel de abatere de la lege, iar cei care nu înțeleg să facă lucrul acesta, cu siguranță trebuie să plece acasă. Poliția română este o instituție în care cetățeanul trebuie să aibă încredere, cetățeanul trebuie să se simtă în siguranță în fiecare colț al acestei țări, și pentru asta cred că sunt lucruri pe care trebuie să le facem fără niciun fel de îndoială în perioada următoare. Este nevoie de o reformă generală în poliția română? Cu siguranță da. Cu siguranță da. Despre asta am discutat cu colegii mei. Este nevoie de o reformă profundă, sistemică, aș putea spune, la nivelul Ministerului de Interne, coborând până la nivelul inspectoratelor. Și să nu se înțeleagă greșit, aici discut nu doar despre poliția română, discut și despre celelalte structuri, pentru că e nevoie ca oamenii să înțeleagă că așa nu se mai poate. Desigur, am discutat foarte mult cu colegul și bunul meu prieten Raed Arafat, cel care coordonează grupul de lucru pentru analiza lucrurilor întâmplate la Caracal. Am discutat cu șefii de la IGSU, o armă a Ministerului de Interne,
foarte apreciată de oameni și care este gata în orice moment de intervenție. Chiar în dimineața aceasta am avut un incident cu un cămin de bătrâni care luase foc și oamenii au intervenit extrem de prompt și de profesionist. Tocmai de aceea am spus, nu vreau să se înțeleagă faptul că dorim să facem schimbări cu prețul, cu orice preț, numai de dragul de a face schimbări, dar o analiză în profunzime și o regândire a sistemului trebuie făcută și asta cât mai repede posibil. Ați discutat punctual în ședință despre cazul de la Caracal și ce măsuri se impun acolo? Sigur că am discutat despre cazul de la Caracal, pentru că o să tot discutăm despre cazul de la Caracal și vă asigur că nu avem liniște până când cei vinovați nu vor răspunde. Singura noastră problemă în momentul de față este că ancheta este preluată de DIICOT și noi doar asigurăm o funcție de sprijin în acest sens, dar pe de altă parte există măsurile care apar în raportul corpului de control al ministrului, măsuri pe care le punem în mișcare începând de astăzi. Am dispus domnului Florin Dragnea să-mi prezinte imediat după ședința de guvern care sunt măsurile și care au fost acțiunile puse în mișcare. Vă mulțumesc frumos! Mihai Fifor, ministru.